toate lucrurile minunate. Muzice, melodii adânci. Oameni descărite de ea. Și frumoasă ca astea. Și unde ai iubirea, alta nu găsesc ca ea. Și la mulți ani! Sperăm că v-a plăcut poezia recitată de Franci și Sofi. Ceva urat ele și... și în poezie vă transmit și eu, vă urez la mulți ani tuturor românilor de pretutindeni să simțiți această zi ca și cum ați fi acasă, indiferent unde v-ați afla, și să fiți mândri că sunteți români. Bun, după cum v-am spus aseară, urma să pregătim calendarul advent. Nu am reușit să-l mai pregătim aseară. L-am terminat astăzi și o să vă arăt și vouă care este prima activitate pe care urmează să o facem. Noi am îndeplinit-o cam pe jumătate sau nici chiar pe jumătate, pentru că timpul a fost foarte scurt. Astăzi nu o să vă rețin foarte mult, o să vă las să vedeți cum a decurs o parte din această zi, nu? Din vlogmasul nostru. Așa. Și revenim mâine. Sper să finalizez totul în seara aceasta, să vedeți toată activitatea terminată. Și rămâneți aproape, vă uitați până la final dacă sunteți aici și dacă nu v-ați abonat să o faceți, pentru că urmează o altă zi, o altă activitate. Gata, fetele au fugit, a venit tati, m-au abandonat. Aseară ați văzut că urma să pregătesc calendarul advent. Nu am reușit să-l pregătesc aseară, pentru că ne-am pus foarte târziu la somn și na, timpul a fost scurt. L-am terminat astăzi, am îndeplinit pe jumătate sau chiar pe un sfert activitatea cerută, dar voi continua și în următorul vlog voi posta și toată continuarea activității. Și sper să vă placă rezultatul. Dar noi vom posta în fiecare zi, așa că rămâneți aproape. Dacă sunteți aici pentru prima dată, nu uita să te abonezi pentru a vedea tot ce urmează în această perioadă sau videoclipurile noastre anterioare pentru a ne cunoaște mai bine. Bun, dragilor, vă las să vedeți ce activitate am avut astăzi, cum a decurs, iar noi ne revedem mâine cu un nou vlog. Vă mulțumim că sunteți alături de noi, că ne susțineți și că vizionați videoclipurile noastre. Și am o întrebare pentru voi. Ce activități faceți în această perioadă, în această lună frumoasă? Ce cadouri luați celor dragi și ce își doresc prichindeii voștri? Aștept să-mi scrieți în comentarii. Vă pup!